Dacă vreți să faceți un studiu serios asupra unui pasaj, atunci probabil va trebui să luați o foaie, un pix și să îl diagramați. Și în clipul ăsta, tocmai asta vreau să vă arăt, modul în care se diagramează foarte simplu un pasaj și care sunt pașii exacti. În primul rând, va trebui să identificăm verbele din pasaj. Da? În cazul nostru avem smeriți-vă și al doilea vers să vă înalțăm. Am ales doar un verset ca să fie ușor de exemplificat. După ce am făcut lucrul acesta, ar trebui să identificăm anumite elemente de legătură. Foarte important. De ce? Pentru că elementele de legătură, de care voi aminti imediat, ne arată care propoziții sunt secundare, da? Dacă delimitezi propozițiile secundare, atunci rămâi cu propozițiile principale și ele te ajută să găsești tema sau subiectul pasajului. Deci este foarte important. Singurul element de legătură pe care îl avem aici este pentru ca. Următorul pas este să delimităm propozițiile, da? Adică câte propoziții avem aici. Fiecare propoziție trebuie să aibă cel puțin un verb. Bine? Prima propoziție ar trebui să oprească aici, smeriți-vă, dar sub mânatarea lui Dumnezeu. Avem elementul de legătură care indică o nouă propoziție, plus că indică o propoziție secundară, pentru că la vremea lui el să vă înalți. Și aici avem două propoziții. Deci un pasaj foarte simplu cu două propoziții. Dacă asta este propoziție secundară, asta este propoziție principală. Bun. E foarte simplu de dat pentru că avem elementul ăsta de legătură aici. Pentru că, e foarte simplu de dat seama, da? Avem elementul ăsta de legătură aici pentru ca, sau dacă ai când, dacă, ca, să, fiindcă, ele te ajută să înțelegi care sunt propoziții secundare. Bun. Și acum, dacă am identificat propozițiile astea, vom încerca să le scriem aici, să le punem într-o formă care să arate foarte clar care este secundară, care este principală, da? Stabilim, am făcut deja lucrul ăsta, tipul propozițiilor, da? Adică secundară sau principală. Propozițiilor. Da? Bun. Al cincilea lucru pe care îl faci, după ce ai stabilit tipul propozițiilor, este să extragi tema din propoziția principală. Da? Aici. Care este? Smeriți-vă, dar sub mânatarea lui Dumnezeu. Da? Smerirea înaintea lui Dumnezeu. Asta este tema pasajului. Despre asta ne vorbește pasajul. Bun. Avem același text. Faceți aminte, aici este propoziția secundară. Propoziția secundară o dau cu un tab 2, 3 ca să o văd aici. Și avem prima propoziție, a doua propoziție. Eu ca să văd toate elementele importante din pasaj, mai fac următorul lucru. Spun, smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Dar unde să ne smerim? Sub mâna tare a lui Dumnezeu și pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Ăsta este modul foarte simplu de diagramat un pasaj. Subiectul este smeriți-vă și ne spune două lucruri despre a ne smerim. Unde să ne smerim? Sub. A vedeți cuvântul ăsta aici. Și de ce? Pentru ca. Da? Ne arată foarte clar unde ne smerim și de ce să ne smerim. Ăsta e modul simplu de a face diagramare și de a afla tema unui pasaj, care de fapt este principalul lucru care ne interesează pe noi, să știm despre ce vorbește un text.